Știi că obrad frumos este tradus mot a mot din limba maghiară. Da? Pentru că altfel ar fi fost un brad frumos. Un copilaș vine la mama. La mama lui, bineînțeles, și spune: mamă, mamă, azi am făcut o faptă bună. Da? Cum așa? Păi un nene alerga să prindă trenul, se chinuia să prindă trenul și eu am dezlegat câinele și a prins trenul. Unul se duce la spovedanie și îmi spune: părinte, știți, am mințit, am furat, am înșelat oamenii. Bine, bine, dar din ce partid ai spus că faci parte? Azi soțul meu a fugit cu Maria, prietena mea cea mai bună. Păi de când e Maria prietena ta cea mai bună? De azi. Mi-a făcut un bine. Da, seamănă un pic cu vecina, dar știi aia cu, cu veci. Se duce unul la florărie: bună ziua, bună ziua, vă rog și eu ceva, dați-mi, vreau să facem un buchet special. Spuneți, vă rog, mă puteți ajuta? Da. Aș vrea un buchet cu 13 trandafiri albi pupi, 2 să fie mai puțin deschiși, 7 să fie mai mult deschiși și restul să fie foarte deschiși, așa. Și aș dori și niște tije cu verdeață, niște asparagus, niște biluțe din alea albe și o tijă pe care să scrie: auziți, da, o albină, nu vreți? Merg 3 doamne la un magazin, la un aprozar. Aprozar, n-am văzut de mult aprozar din Ungaria. Să cumpere castraveți. Și una dintre ele spune: vă rog, vă rog mie să-mi dați mai lungi. Cealaltă spune: eu vă rog să-mi dați mai groși. Și cea de-a treia spune: mie indiferent, că oricum îi iau pentru salată. Se întoarce soția acasă, trântește ușa, se duce la soțul ei care stă relaxat la televizor: gata, gata, de acum știu tot. Știu tot, auzi, știi pe dracu, câți afluenți are Dunărea? Auzi, da. În ce an a fost născut Rembrandt? Nu știu. Când a scris Beethoven Sinfonia 5-a? Înainte de a 6-a, zic. Câți ani a trăit Mihai Eminescu? Tate, unde să știu eu toate astea? Nu știu. Auzi, cum îi zice la excrementul de găină? Găinaț. Cum îi zice la excrementul de vacă? Balegă. Cum îi zice la excrementul de pasăre? Păi tot găinaț, nu? Păi vezi? Cu tine numai despre rahat pot să vorbesc. Și nu turcesc. Vreau să mă apuc de bucătărit. Așa? Am știut toate secretele. Da? Numai unul îmi lipsește ca să îmi dezvolt. Care? Nu știu exact la salata de băf, dacă boabele de mazăre se pun cu soț sau fără soț. Alo, alo, nevastă, spune-mi, te rog, ce ai pus în mâncare. A, nu, 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 nu pot, e secretul bucătarului. Hai, te rog, că sunt la terapie intensivă și mă întreabă ăștia. Într-un compartiment, un tânăr cu o babă, ca să înțeleagă lumea. Să fim în ton, exact. Da. Stăteau față în față și tânărul tot mesteca guma, așa cum, la care după vreo oră baba zicea: auzi, copile, eu îți mulțumesc că vorbești atât de mult cu mine, dar eu n-aud, că mi-e surdă. Mă, tu înțelegi ce-ți spun? Nu, dar sunt foarte atent. Notează-ți, dragă, dacă nu, da. Înțelegi că doi psihiatri la o cafea își povesteau ei: mă, tu, uite ce probleme am cu un pacient, nu mai știu cum să mă scap de el, că vrea să-mi vândă podul Grand, mă, și auzi, păi și de ce nu-i zici că îl cumperi și gata? Deci că dă-l în masa, că e prea scump. Dragule, ce ai făcut tu să meriți o soție ca mine, atât de bună? Nu știu, dar promit că nu mai fac. Merge unul la librărie. Bună ziua, bună ziua. Se învârte el pe acolo. După vreo 10 minute vine librăreasa și îl întreabă, vânzătoarea de la librărie, vine și îl întreabă: căutați ceva? Da, da, da. Ce căutați?
Nichita Stănescu. A, nu lucrează la noi, căutați poate în altă parte. Știi că era o glumă drăguță în vremea comunismului, zice, merge un cetățean al Greciei, vă rog frumos să-mi dați Ceaușescu. Păi ce, îmi pare rău, cartea Ceaușescu, ce îmi pare rău, s-a epuizat. Da? Nu-i nimic, dați-mi și așa. Se întâlnesc două foste colege, prietene. Și, iubito, ce mai faci de când nu te-am văzut? Ce, iar ești în doliu? Da, da. Păi cum? Că și de-a trecută tot în doliu, tot așa te prind. Ce s-a întâmplat? Mi-a murit soțul. Al treilea soț ți-a murit, Doamne, ferește. Păi cum? Păi dar de ce a murit? Cum toți trei? Primul de ce a murit? Păi primul a murit că a mâncat ciuperci. Vai de mine, ce rău îmi pare, condoleanțe, îmi pare rău. Și al doilea? Păi și al doilea a murit că a mâncat ciuperci. Vai de mine, ce tragedie. Și al treilea? Păi al treilea a murit că n-a vrut să mănânce ciuperci. Se duce unul. Șeful, am și eu o rugăminte. Aș vrea să mă învoiți pe mine două ore. Nevastă mea vrea să merg cu ea la cumpărături. Se poate? Niciun caz, avem atâta treabă, nu te duci niciunde. O, șeful, mulțumesc frumos, îți rămân recunoscător. Știam că pot conta pe tine. Ce fain, se bucura.